O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Ca și în cazul lui Sigmund Freud, personalitatea, opera și viața lui Carl Gustav Jung nu sunt reductibile la un singur numitor comun. Pe scurt, când spunem Jung, spunem de fapt un întreg univers de viziuni, principii, valori, credințe, realizări intelectuale și reușite ori eșecuri clinice, adică experiențe imposibil de sintetizat, fără riscul erorii sau simplificării. Ca și Freud, Jung a fost un deschizător de drum, pionierul genial al unui domeniu inexistent înaintea sa, inventatorul unui nou limbaj terapeutic și teoretic, patriarhul unei culturi psihologice fără precedent. Ca și în cazul lui Freud, a existat un înainte și un după Jung. Numele său este o piatră de hotar, oricum am judeca astăzi. De aici dificultatea extremă de a aproxima moștenirea junghiană în termenii unei explicații, istorii și analize netrădătoare. Când a purces la scrierea sintezei intitulate Jung și post-junghienii, britanicul Andrew Samuels a fost perfect conștient de dificultatea demersului său. În paranteză fie spus, cartea acestuia a apărut în traducerea semnată de Brândușa Popa și Gabriela Deniz la editura Herald din București în cadrul colecției Jungiana. Autorul, firește, un reputat analist de obediență junghiană, este profesor universitar, a îndeplinit mult timp funcția de președinte al Chair of the UK Council for Psychotherapy și a scris cărți extrem de bine primite pe teme ca interpretarea abisală a politicii, psihologia bărbatului și a tatălui, sexualitatea și relațiile intersexe. Enumără aici, între altele, tatăl, perspective junghiene contemporane, psiheia plurală, personalitate, moralitate și paternalitate, dicționar critic al analizei junghiene, psiheia politică, politica pe divan, civism și viață lăuntrică. Dificultatea perspectivei lui Samuels pornește chiar de la declarația explicită a magistrului de la Bollingen, anume că singurul junghian existent sunt eu însumi. Aparent fără ambiguitate, afirmația savantului elvețian este una cu profunde consecințe cognitive și morale, în sensul în care fiecare este liber să se afilieze acelui orizont psihoterapeutic ce îi se potrivește natural, dar și în acela în care este atât de complicat și riscant să fii junghian, încât în ceea ce îl privește, doar el, Jung, poate să spună pe deplin că este junghian. Abordarea psihologului englez este una istorică, sintetică, critică și tehnică. El a pornit de la neajunsurile observate în desfășurarea a trei demersuri consacrate de a deosebi școlile post-junghiene, cele funcționale după dispariția maestrului fondator, survenită în anul 1961. Este vorba despre doctrina lui Adler, care consacră școlile de după Jung în funcție de importanța acordată tiparelor arhetipale, amplificării metodice și eficientizării imaginației active. Forham nu este de acord cu viziunea adleriană, el promovând un criteriu așa zis geografic de împărțire a școlilor post-junghiene. De pildă, școala de la Zurich, una axată pe opera târzie a părintelui fondator, sau școala de la Londra, una care ar corija în sens mai apăsat psihanalitic deficiențele junghiene cât privește aprofundarea relației dintre analist și pacient și interpretarea etapelor de maturizare din prima copilărie. Pe de altă parte, ar mai putea fi invocate și gruparea de la San Francisco și școlile care au proliferat în Germania. În sfârșit, mai este și un al treilea sistem de clasificare, edificat de Goldenberg. Potrivit acestuia, aici nu se poate vorbi încă de existența unor școli post-junghiene propriu-zise, căci grupările de analiști pe filiație junghiană s-au constituit nu pornind de la o analiză critică interioară teoriei, ci de la afinități, colaborări clinice și interese de grup.